Bună seara, stimați privitori. Noi începem astăzi difuzarea din studioul nostru, un studio improvizat în sediul Mișcării Populare Antimafie. Ăsta este biroul meu de lucru. Aici, în biroul meu de lucru, am improvizat un studio. O să ne cerem scuze de la bun început pentru anumite stângăcii sau defecțiuni tehnice, pentru că suntem la un început de cale și sper că această transmisiune online o să devină din ce în ce mai populară și noi vom avea libertate de exprimare, așa cum nu avem la alte televiziuni zis independente din Republica Moldova. Și nu este o supărare a noastră exprimată acum online, este o constatare, pentru că libertatea de exprimare nu se referă doar la cei care au un post de televiziune. Și ei sunt constrânși. Noastră știți că noi am trecut printr un șir de procese civile în care am fost atrași. Probabil că anumite televiziuni care au anumite reținere să dea mesajele noastre, acesta este dictat și de faptul că foarte des au observat că pot fi atrași în procese de judecată, ori mesajul nostru nu este unul foarte plăcut pentru urechile multora din țara asta. Așa sau altfel, eu vă spun bine ați venit pe site-ul Antimafie, bine ați venit aici în biroul nostru de lucru. Salut deopotrivă atât prietenii cât și neprietenii noștri care vor privi această emisiune online. Eu am să încep a vă spune și noi pe parcurs împreună cu dumneavoastră vom avea posibilitatea să vedeți și alte locuri de unde vom filma. Noi nu o să ne oprim în emisiunile noastre la acest birou și vă asigur eu că această emisiune va fi una interesantă. Nu va fi numai în acest birou. Noi vom face reportaje și din stradă, de la obiectele despre care noi am vorbit altă dată. Obiecte care mă refer acum la edificii, la proprietăți, la obiective cum ar fi VAMA, cum ar fi fiscul, multe alte instituții ale statului care sunt la ora actuală acaparate de mafie. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, am apărut într-o situație destul de complicată. Noi am apărut ca și mișcare politică încă în august 2010, atunci când eu, Sergiu Mocanu, și colegii mei am pornit un proces public împotriva acestei mafii. Atunci a fost vizat doar un singur personaj, cel care se numește Vlad Plahotniuc, și foarte des noi am atras criticile multora în țara asta, care au zis probabil că Mocanu are ceva personal cu acest personaj. Probabil că în spatele lui Mocanu stă cineva care vrea să ducă o luptă împotriva acestui personaj. Și știu eu, poate pentru început erau justificate aceste temeri sau aceste presupuneri. Vorba este că, într-adevăr, nu în spatele meu, dar alături de mine au stat niște oameni și stau până acum, oameni de afaceri cărora le-au fost luate proprietățile, și acești oameni, vreau să vă spun că majoritatea dintre ei, la ora actuală, sunt persecutați de organele de drept din Republica Moldova. Cunoașteți procesul de judecată împotriva lui Victor Țopa, unul dintre martorii acestui proces public. Victor Țopa, care a fost nevoit să emigreze din țara asta și să se afle acum în custodia unor țări europene. La fel, alți colegi de-ai noștri care sunt persecutați în urma acțiunii pe care am pornit-o noi. Eu fac această retrospectivă pentru cei care au urmărit din aproape evoluția noastră în spațiul public din Republica Moldova. Și atunci când vă spun despre ceea ce ni s-a întâmplat nou în această perioadă, eu nu mă victimizez, pentru că noi am fost conștienți că această luptă va fi una destul de complicată, va fi una destul de grea, pentru că știam foarte exact cu cine ne încolțim în țara asta. Eu niciodată nu m-am justificat pentru activitatea mea politică și nici astăzi nu o fac. Noi încercăm prin faptele noastre și prin modul nostru de a ne comporta în politică să demonstrăm că suntem pe o cale bună. Și dumneavoastră o să vă convingeți cu toții că și încercăm să facem lucrul ăsta. Încercăm să demonstrăm că politica este altceva decât ceea ce demonstrează actuala clasă politică. Oamenii în 2010, atunci când am pornit această luptă, au fost
foarte îngrijorați de ceea ce am făcut noi atunci. Au spus, domnule, cum se poate să lovească în Alianța pentru Integrare Europeană? Și eu înțelegeam, pentru că fiecare om în țara asta ține la votul său, la alegerea pe care a făcut-o, aproape ca la o proprietate privată și sigur că nu-i convine ca cineva să o atace. Atunci când noi am pornit această luptă, lumea a zis, Mocanu face jocul comuniștilor, pentru că dacă pornește o luptă împotriva Alianței pentru Integrare Europeană, asta înseamnă să vrei să-i aduci pe comuniști la putere. De ce adică să-i aduci pe comuniști la putere? Cine a spus că singura alternativă în țara asta sunt doar comuniștii? Cine a spus că în țara asta pot fi votați doar comuniștii care devin totalitari atunci când se află la guvernare și conduc numai ei țara? Cine a spus că ori ei pot fi la guvernare, ori cei care demonstrează pe parcursul a 2 ani de zile o incapacitate naturală de a guverna această țară? În această situație în care ne-am pomenit noi acum, este foarte greu ca cuvântul adevărului să răzbate în ceea ce pot cumpăra cei care sunt acum la guvernare. Dumneavoastră țineți minte cum au mers aceste campanii electorale și le-ați iertat-o, pentru că în satele noastre pusteite și cu oameni sărăciți, parte din ei care își înneacă necazul într-un pahar de vin, în campanie electorală au mers tone de orez și macaroane cu care a fost cumpărat votul alegătorului. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, n-am făcut acest lucru și nu o să-l facem niciodată. Oricât de greu ne-ar fi. Pentru că voturi într-o campanie electorală sunt foarte importante pentru noi. Noi, într-adevăr, vrem să devenim o forță parlamentară în această țară. Ori noi concepem altfel ceea ce înseamnă în țara asta sau cum este conceput în țara asta forță politică. Forța politică în țara asta foarte rapid este colectivizată, așa cum se colectivizează totul. Forța politică în țara asta se înțelege foarte des o cât mai mare colectivitate de oameni adunați foarte des, foarte întâmplător. Oameni care prin faptul că vin într-o formațiune politică foarte des se gândesc cum să-și aranjeze treburile lor, pentru că cea mai prosperă afacere în Republica Moldova se pare că este, până acum se pare că este politica. Eu sper că cei care ne vor privi, în special cei care sunt plecați în străinătate, noi această emisiune o facem online pe internet și sper că foarte multă lume care a fost nevoită să fugă din țara asta o să ajungă cuvântul nostru și o să ne înțeleagă. Pentru că acum și grație foarte multor, așa zici, comentatori politici în țara asta, au fost inversate lucrurile, au fost reinventate niște valori care nu sunt valori. Foarte des despre politicieni în țara asta se vorbește mai mult ca despre vedete de teatru, vedete de muzică care este la modă și tot așa. Și mult mai rar se analizează eficiența acestor politicieni. Dumneavoastră vedeți cum se vorbește despre politicieni în țara noastră. A făcut o figură bună, a făcut un PR extraordinar. Ce are lumea de la PR-ul pe care îl fac politicienii noștri? Aceste tusofci le numesc eu, așa că, mă rog, este un termen care este știut aici și nici nu găsesc un termen românesc pentru cei ce sunt foarte des partidele politice. Aceste tusofci glamuroase care sunt în țara asta sunt într-un contrast atât de mare cu majoritatea populației care suferă de pe urma activității clasei politice. S-a ajuns în țara asta până când manifestările mele publice, de exemplu, destul de temperamentale, recunosc, cu fraze deseori numite foarte radicale în tot ceea ce spun eu. S-a ajuns ca un asemenea mod de comportament politic cum îl am eu să ajungă la un moment dat indizerabil, iar persoane ca și mine să ajungă indizerabile, pentru că oamenii ca și mine sunt incomozi, sunt foarte incomozi. Comozi sunt doar oamenii, de exemplu, vă aduc un exemplu așa, după ureche, îl spun acum, un exemplu de politician normal în țara asta, cum este, de exemplu, Dumitru Diacov, care și-a făcut o afacere. Nimeni nu-l întreabă cum și-a privatizat sediul partidului în care se află el acum, când era președintea Parlamentului, cum îl dă în chirie
acum anumitului Plahotniuc, cum și-a vândut partidul, cum prin intermediul Ministerului Culturii a luat pentru fiica lui un edificiu în centru capitalei. Și eu nu vorbesc despre Diacov ca cel mai corupt om. Eu vorbesc despre un politician care de toată clasa politică aici, mai ales de comentatorii politici, este privit ca un om de onoare, un om politician rezonabil și tot așa. Și ăsta iese cu o mână în buzunar, fluturând și povestind cât de important este el și cât de tare ar trebui ales în țara asta politicieni rezonabil ca și ei. Eu nu sunt un politician rezonabil. Eu nu sunt rezonabil atunci când în joc sunt puse soarta mai multor dintre noastre. Și o să vă convingeți că astea nu sunt vorbe goale. Astea nu sunt vorbe de PR sau vorbe pentru a-mi face imagine. Eu nu m-am ocupat de imagine și grupul pe care l-am eu lângă mine nu s-a ocupat niciodată de imagine. Eu, în general, nu vreau să mă ocup de imagine. Eu, pur și simplu, cred cu tărie că, într-o bună zi, cuvântul adevărului să cântărească mai greu la cântar decât kilogramul lor de orez și de macaroane. Eu sunt sigur că cuvântul că la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost chiar Dumnezeu. Și acest cuvânt și aceste fraze, omul nostru le aude în biserică în fiecare zi. Și să țineți minte că într-o bună zi, în Republica Moldova va fi reabilitată prin noi, prin efortul nostru, va fi reabilitată munca voluntară pentru partidele politice. Munca voluntară care a fost distrusă de către Vlad Filat, prim-ministrul Republicii Moldova, care are un partid numeros acum la guvernare și care a devalorizat mesajele politice, pentru că a demonstrat că în țara asta totul se poate compara, inclusiv brațele de muncă într-o campanie electorală. Pe urmă, după el a venit unul cu bani mai mulți, iar el acum povestește că Plahotniuc cară plicuri prin instituțiile statului. Totul în viața asta se plătește. Totul se plătește. Inclusiv eu plătesc pentru anumite greșeli. Spre exemplu, faptul că eu m-am aflat în preajma lui Voron în 3 ani și jumătate, am plătit și nici nu știu dacă merita prețul acela. Eu o să ajung o zi când o să pot spune tot adevărul despre cariera mea politică și în special și despre aflarea mea în președinție. Fapt care mi-a atras foarte multe critici din partea dumneavoastră. Eu acum mă expun prin ceea ce fac eu pe acest blog, pe acest site. Mă expun judecății noastre și sper că alături de noi vor fi mult mai multă lume decât suntem noi acum. Noi suntem o echipă mică, nu suntem o echipă mare. Alături de mine este Viorel Țopa, nu este fizic alături de mine, pentru că nu mai poate fi alături de mine fizic, dar este cu tot spiritul lui și cu toată inteligența pe care o are, este alături de noi acum când este dată în urmărire generală de către Procuratura Republicii Moldova pentru o faptă închipuită și pentru niște fapte neînfăptuite încă acum vreo 10 ani. Alături de mine se află Daniela Bodrug, colega mea care este vicepreședinte a Partidului Mișcarea Populară Antimafie și pe care o să o vedeți și pe ea alături de noi în toată lupta asta cu tot ceea ce a acumulat în acești ani de experiență politică. Alături de noi este Răzvan Paveliu, care este urmărit penal și el și și nu poate fi fizic alături de mine astăzi aici. Alături de noi este și Victor Țopa, care este condamnat la 10 ani de privațiune de libertate. Și iarăși, vă spun aceste lucruri nu pentru a ne victimiza. Noi vom demonstra că eu când spun lucrul ăsta, eu am în vedere că noi putem să facem lucruri mari cu o echipă mică. Pentru că pe un om care este membru acestei echipe, cum este Nicolae Discan de la Călăraș, nu-l duci din echipa asta cu zăhărelul sau cu bombonica, cum au făcut-o mulți alții. Sau pe eminentul jurist Gheorghe Susarenco, care este și el vicepreședinte a acestei mișcări. Eu v-am expus acum, în scurt, o mică echipă și nici nu mă duc mai departe, deși noi avem oameni în teritoriu, oameni extraordinari. Dar noi am făcut, și o să vedeți în toate materialele noastre, o să vedeți în ziarul nostru pe care îl edităm, acum am editat un număr și o să mai avem în continuare în fiecare lună câte un număr, o să vedeți în ziarele noastre cum promovăm noi acest spirit de mișcare, așa cum vrem noi să o vedem. Noi, când spunem mișcare, ne referim în primul rând la curentul de opinii pe care trebuie să-l facem, pentru că ceea ce am spus noi acum un an, acum vorbesc tot. Până și la Publica TV, o televiziune care din start a mers pe mâna lui Plahotniuc, acum merge pe mâna lui Filat, până și acolo se spune cuvântul mafie, astăzi, și la alte televiziuni, la televiziunea moldovenească și mai departe. Ce poate să-și dorească mai mult un politician decât ca niște cuvinte pe care le-a spus ieri alaltă ieri, acum să le vorbească toți?
Eu știu că sunt un om incomod, noi știm că suntem oameni incomozi, eu știu că noi avem, am atras asupra noastră ura mai multor procurori, polițiști, judecători din țara asta. Noi am atras ura mai multor politicieni din țara asta, pentru că noi nu ne vom împăca niciodată cu actele lor de corupție. Țara noastră, Republica Moldova, și iertați-mă pentru cuvinte mari, are șanse să iasă din mocirla asta. Pentru asta însă este nevoie ca în politică să vină oameni curajoși. Și eu nu mă sinchesesc și nu consider lipsă de modestie să vă spun că eu sunt unul dintre acei politicieni care face politică pentru ca țara asta să devină altfel. Și eu am demonstrat-o prin tot ceea ce am făcut eu până acum și personalizez acest mesaj acum pentru că eu încerc să dovedesc prin exemplul meu că această țară se poate deveni alta decât este ea acum. Dar ce înseamnă exemplul propriu? Pentru mine exemplul propriu înseamnă ceea ce am făcut eu până acum. Înseamnă chiar și nesupunere civică. Eu n-am permis altădată ca, chiar fiind în pușcărie, chiar fiind copiii mei închiși, nu le-am permis ăstora să mă facă victima lor. Eu am rămas luptător și alături de mine am oameni care trec prin ceea ce am trecut eu până acum și care rămân luptători. Republica Moldova are o șansă și are o șansă și prin mișcarea populară antimafie. Noi nu vom sta la cheremul nimănui, noi avem o agendă proprie. Eu nu m-am justificat pentru nimic absolut, vă repet încă o dată, și nu o să o fac niciodată. Toți cei care au văzut în mișcarea noastră că în spatele nostru ar sta comuniștii, că în spatele nostru mai nou sau nu știu când anul trecut, că în spatele nostru stă Filat. Știți de ce spuneau că în spatele nostru stă Filat? Pentru că ei îl luau în serios pe Filat. Ei considerau că Filat chiar poate sta cu banii lui în spatele unor mișcări politice, unor partide politice, că Filat ar fi un jucător subtil al vieții politice din Republica Moldova. Nu este așa. Foarte mulți dintre ei, inclusiv și el, sunt oameni mici, oameni care au venit pentru interese personale și tot așa. Eu acum am să fac o mică divagație, să vă spun că noi încă nu avem tehnic foarte bine pregătit și, așa cum am spus la început, stângăciile o să ne le iertați, pentru că eu întrebările pe care le puneți dumneavoastră pe chat le voi citi deocamdată pe hârtie. Pe urmă, când o să aranjăm tehnic, o să fie mult mai simplu. De ce Filat pune problema bugetului în fața alegerii președintelui? Probabil că această întrebare mi-a pus-o cineva, cred că a venit pe chat, cred că mi-a pus-o cineva care a urmărit conferința mea de presă. Și eu, la o conferință de presă pe care am făcut-o mai alaltă ieri, am anticipat faptul că următoarea confruntare dintre părțile alianței, dintre componentele alianței pentru integrare europeană, ori aici am să mai fac o mică divagație, sper să reușiți să vă țineți după vorba mea, care cred că este mai întortocheată, sunt poate un pic și incoerent, dar am foarte multe să vă spun și o să vedeți că altă dată când o să am aici un moderator, o să aranjăm tot ce mesajul meu într-o anumită coerență. Am făcut această divagație să vă spun că eu aproape în glumă, aproape în serios, într-o conferință de presă am spus că Alianța pentru Integrare Europeană ar trebui să se numească Alianța pentru Integrare Euroasiatică și nu pentru că ei ar tinde spre o Uniune Euroasiatică, ci pentru că cei care sunt la guvernare acum încearcă să ne demonstreze sau încearcă să-i convingă pe europeni că ar trebui să ne primească în Uniunea Europeană cu toate bucăturile noastre asiatice. Să mergem în Europa, dar să nu ne lăsăm de naravurile pe care le-am acumulat 40 de ani în Uniunea Sovietică. Asta este pentru ei integrarea europeană cu bucături asiatice. Eu, așa cum vă spuneam în conferința de presă de ieri, am anticipat ceea ce se va întâmpla mai departe. Pentru că vă amintesc cum s-a ajuns acum la alegerea președintelui. Pentru că ăștia nu au avut de gând spurcea de la alegerea președintelui. La alegerea președintelui s-a ajuns prin încercarea de a fugi de demiterea procurorului. Dacă vă amintiți, Filat a spus, dacă nu propune Lupu demiterea procurorului, atunci eu voi cere demiterea lui Lupu. Spuneți-mi, vă rog, ce fel de politică e asta? Chiar dacă îl justificați pe Filat pentru rezonabilitatea lui, pentru pragmatismul lui, pentru că el nu este în situația în care să comenteze niște lucruri întotdeauna, deci chiar dacă îl vedeți așa, spuneți-mi, vă rog, ce soi de politică este asta atunci când tu declari o lună în urmă că vei pune problema demiterii lui Lupu dacă nu îl va demite procurorul general? Ca acum să spui că tu îl vei alege pe Lupu președinte. Păi ce ai avut tu în vedere atunci când ai spus că vrei demiterea procurorului? Că tu ești prim-ministru, dumitale ești prim-ministru. Deci nu poți
nu poate să-ți pice vorba din gură ca fasula din poală atunci când spui ceva, pentru că probabil că ai un plan atunci când spui că vei demite procurorul general. Ori demiterea procurorului general în țara asta putea să pună un început de reformare a sistemului judecătoresc în țara asta. Fiecare zi aflarii procurorului general în funcția pe care o are el, această fiecare zi este urmată de suferințe umane, de lipsiri de averi, de încarcerări de oameni și tot așa. Acum am făcut această abatere ca să vă spun, acum următoarea bătălie pe care o dau ei și pe care încerc să o dă Filat, că astăzi am tradus acest mesaj într-o emisiune publică, când au spus, domnule, dar ce face Filat acum? Că era vorba să aleagă președintele, acum Filat vrea să pună problema bugetului. Vă spun de ce, vă traduc ce face Filat la ora actuală. Filat, de fapt, nu bugetul îl interesează la ora actuală, că bugetul va crea criză guvernamentală, asta e sigur. Filat, la ora actuală, vrea să spună în felul următor, deci dacă votați bugetul, asta înseamnă că mă păstrați pe mine prim-ministru. Eu nu voi procede la alegerea președintelui până nu voi avea garanție că eu rămân prim-ministru. Ce avem noi cu toate astea? Ce au oamenii simple? Ce aveți dumneavoastră, cei care ați fugit din țara asta, de răul lor, de pe urma faptului că ei se joacă în felul ăsta? Într-o viitoare campanie electorală, eu sunt sigur că acest cuvânt pe care îl spun eu acum o să ajungă până la dumneavoastră. Pentru că nu mai poate țara asta să se zbată atât de mult între ciumă și holeră. Nu comuniștii sunt alternativa la guvernare. Nu comuniștii trebuie să fie alternativa la guvernare în țara asta. În țara asta, alternativa la guvernare trebuie să fie oamenii curajoși și oamenii care poate acum încă n-au venit în politică. Pentru că oamenii cu foarte mult bun simț n-au venit în mocirla asta care se numește politică în Republica Moldova. Ori noi ceea ce facem la ora actuală, noi nu ne punem drept scop primordial să devenim o forță reprezentată în Parlament. Sigur că noi am dorit lucrul ăsta. Sigur că țara asta ar arăta altfel dacă noi am fi reprezentați în Parlament în cel mai apropiat timp. Și noi vom face pentru viitoarea campanie electorală tot posibilul să obținem în acest lucru. Și atunci când noi ne adresăm dumneavoastră prin internet, noi ne adresăm anumitui public. Noi știm cine ne poate înțelege și cine ne poate auzi. Pur și simplu, oamenii, ca să ne audă, trebuie să se lasă un pic de acest obicei de a sta la cheremul unor partide politice. Pentru că atunci când vă spuneam, eu înțeleg, începusem cu asta, atunci când noi atragem ura unor adversari de-ai noștri, unor dușmani, nu mă tem să spun, pentru că acei care fură în țara asta ne sunt chiar inamici. Eu nu înțeleg pe cei care nu au nimic, n-au niciun folos din asta, dar stau până acum și mai sunt trepăduși pe lângă partidele astea mafiotizate din Republica Moldova. Doamna din Cantimir, invalidă și ea și soțul ei locuiesc în cămin, care e privatizat. Primăria refuză să-i ofere locuință. Ce se facă? Of, dragii mei, eu înțeleg foarte bine ce mă întrebați. Eu știu suferințele acestor oameni. Nu mă apuc acum să judec de ce se întâmplă în cazul ăsta așa. Eu știu doar faptul că funcționarii publici și primăriile, nici nu știu măcar în ce primărie se întâmplă lucrul ăsta, eu știu că foarte puțin sunt preocupați de grijile dumneavoastră. Și disperarea dumneavoastră foarte des este din ce în ce mai mare atunci când cei care într-o campanie electorală vă promit că vin în funcția pe care o au să se îngrijească de grijile dumneavoastră, în foarte scurt timp încep a afișa un fel de a vă răspunde pe un ton didactic, că dumneavoastră nu prea înțelegeți de ce e rostul lor așa și de ce ei trebuie să se comporte așa. Pe de altă parte, tot ei își afișează un fel de lux și tocmai acest lucru, sunt sigur că pe foarte multă lume îi aduce într-o disperare foarte și foarte mare. Eu să aștept în continuare întrebările dumneavoastră. Am foarte multe să vă spun. Eu aceste emisiuni vreau să le fac pentru un dialog intens cu dumneavoastră. Eu sper că noi chiar ne-am pus scop să ajungem în câteva luni de zile
la multe vizualizări pe site-ul nostru, care încă nu este foarte cunoscut. Eu sper ca dumneavoastră să fiți foarte activi și să pot să înzestrez acest studio improvizat aici în biroul meu, tehnic, în așa fel încât să audă întrebările dumneavoastră și în direct. Eu nu știu tehnic cum se face lucrul ăsta, dar eu sper că noi vom depăși aceste chestiuni tehnice și vom putea dialoga cu dumneavoastră în direct. De ce criminalitatea a progresat, de ce conducerea actuală nu este în stare să o stopeze? Păi nu știu la ce criminalitate vă referiți. Dacă vă referiți la criminalitatea din stradă, atunci probabil că ar fi mai mulți factori. Unul, că poate televiziunile de astăzi vorbesc mai mult despre criminalitatea asta, dar factorul cel mai important pentru care criminalitatea a crescut și într-adevăr a crescut este faptul că poliția pe timpul dictaturii lui Voronin nu se ocupa de investigarea cazurilor de criminalitate, nu se ocupa de a-i dovedi omului crima. În comisariatele de poliție atunci, dacă se săvârșea o crimă, ăștia făceau operațiuni de prindere a celor pe care îi bănuiau ei că ar fi vinovați de această crimă și pe cine îl prindeau, pe celălalt făceau vinovat. Credeți-mă, vă rog, că eu, stând în penitenciarul numărul 13 după evenimentele din 7 aprilie, am comunicat cu foarte multă lume acolo. Și vreau să vă spun că foarte mulți oameni din cei care stau acolo la pușcărie, foarte mulți dintre ei, majoritatea cred că 90% sunt oameni cărora nu le-a fost dovedită vina. Deci ei au fost judecați prin abuz al poliției, al procuraturii, al organelor de justiție din Republica Moldova și asta nu înseamnă că ei n-ar fi săvârșit ceva. În mod sigur, majoritatea dintre ei poate o săvârșit ceva. În mod sigur, o fi săvârșit ceva. Însă vina lor n-a fost dovedită. Acum, criminalitatea crește și din cauza că cei care au venit la guvernare sunt foarte aproape de criminalitate. Parte din ei sunt chiar criminali. Și dacă cei care guvernează Republica Moldova au săvârșit atâtea crime și lumea le vede, lumea știe foarte exact, chiar dacă nicio instanță încă nu le-a dovedit faptul că au săvârșit aceste crime, lumea îi vede după înfățișare, după averile pe care le au și sunt sigur că ăștia au furat și și-au făcut averile prin crimă. Iar cei care i-au ajutat acum să vină la guvernare, de ce n-ar fura și ei atunci când cei care conduc țara asta sunt criminalii care au furat până acum? De ce Ghimpu e în joc cu comunistul Lupu? Este vreo diferență dintre Lupu și Greceanu? Nu, între ei ai impresia că nu este nici măcar, ei sunt un fel de unisex ambii, adică nici măcar genuri diferite nu sunt. Deci sunt crescuți la școala lui Voronin ambii și diferența dintre ei nu-i. Singura diferență dintre ei ar fi că Lupu este păpușa lui Plahotniuc, iar Grecian este păpușa lui Dodon. Asta poate ar fi singura diferență. În rest, la felul de a face politică, dacă ceea ce fac ei este politică, sunt la fel. Eu, apropo de Ghimpu, care este în alianță cu Lupu, eu am spus-o, și am spus-o nu numai eu, au spus-o și alții, că la guvernare acum sunt două partide liberal-democrate. Partidul liberal-democrat al lui Filat și Partidul liberal-democrat al lui Vlad Plahotniuc. Pur și simplu, Partidul liberal al lui Vlad Plahotniuc este despărțit în două filiere, una pro-românească filieră și altă filieră pro-rusească. Iar faptele criminale a lui Plahotniuc sunt acoperite când de Lupu, când de Ghimpu. Ghimpu are menirea să îmbrace matrapazlâcurile lui Plahotniuc în armuri naționale, patriotice și tot așa. Și eu am ezitat foarte mult și acum am o anumită reținere atunci când este vorba de Ghimpu, pentru că eu am spus-o și cu alte ocazii, eu am o, nu știu cum să zic, am o reținere, asta vine din faptul că eu am o stimă deosebită pentru alegătorii lui Mihai Ghimpu. Alegătorii lui Mihai Ghimpu sunt oamenii care au aparținut mișcării de eliberare națională de altă dată. Sunt oamenii care au luptat și luptă în continuare pentru un ideal.
și să dai în acest om care nu-i reprezintă, în mod sigur nu-i reprezintă, este ca și un sacrilegiu, adică parcă dai în ei. Din păcate, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Din păcate, astăzi, la ora actuală, Mihai Ghimpu a ajuns să justifice faptele criminale a lui Plahotniuc. Dacă vă amintiți, apropo de... Am să mă opresc un pic aici la Mihai Ghimpu, pentru că este important. Mihai Ghimpu a spus în repetate rânduri, chiar cu referință la Mișcarea Populară Antimafie, a spus, încercând să banalizeze sau să mușamalizeze mișcarea noastră, a spus, păi ăștia, al de țop, au venit la mine, pe urmă l-au găsit pe Mocanu și tot așa. De parcă hoția în țara asta și mafia în țara asta se referă la problemele pe care le-au avut și le au în continuare Viorel și Victor Țopa. De parcă dacă el bănuia că Victor și Viorel Țopa, fiind oameni de afaceri, au și ei anumite greșeli, de parcă asta, dacă așa ar fi fost, de parcă asta justifica acțiunile acestei mafii care se află la guvernare. Problemele nu pot fi tratate așa. Problemele nu avem voie să le tratăm așa dacă ne ocupăm de politică în țara asta. Pe timpul comuniștilor, mă întreabă cineva, la trecerea frontierii trebuia să plătești $1,000 în buget și $1,000 în buzunarul vameșilor. Astăzi, $1,000 în buget și 2,000 în buzunarul vameșilor. Apropo de ceea ce se întâmplă la vamă. Noi o să avem timp să le dezbatem aceste subiecte în parte pe fiecare. Pe timpul lui Voronin în vama Republicii Moldova a fost creată o afacere extraordinară. Pe timpul lui Voronin, în vama Republicii Moldova, acolo unde se strâng majoritatea bugetului țării acestea, acolo unde se strâng TVA-ul și accizele și, mă rog, anumite taxe vamale, acolo s-a făcut cel mai important deal din toate vremurile în Republica Moldova. Acolo s-a stabilit în felul următor, că agenții economici care au fost aduși toți, deci angrosiștii din Republica Moldova, a fost stabilit că ei plătesc o parte în bugetul statului, o parte plătesc tribut familiei Voronin și lui Plahotniuc din banii pe care îi aduc, din profitul pe care urmează să-l obțină, iar o parte le rămâne lor. Deci profitul din vamă și până acum se împarte în trei părți. O parte statului, o parte celor care se află la guvernare și o parte oamenilor de afaceri. Ceea ce s-a schimbat din momentul în care Plahotniuc a venit la putere și filat după ce au împărțit această vamă. S-a schimbat faptul că mai puțin ajunge în bugetul statului de atunci. Și foarte mult ajunge în buzunarele lor. Cam 60% de cât strângea familia Voronin și Plahotniuc atunci, cam 60% deja au preluat-o oamenii lui Filat. Procedura este simplă. Procedura este simplă ca aproape primitivă. Ajunge tirul cu marfă în vamă. Acest tir este evaluat la o sumă, este subevaluat ca și preț al acestei mări și agenții economici nu mai concurează pe piața din Republica Moldova, ci concurează la vamă, care plătesc mai mult tribut în buzunarul ăstora. Tocmai din această cauză, Republica Moldova se va confrunta în continuare cu criză guvernamentală, pentru că bugetul din anul ăsta nu va mai putea fi făcut așa cum ar fi trebuit să fie făcut bugetul, pentru că restructurarea pe care trebuiau să o facă ei a sistemului de administrare a impozitelor nu s-a făcut. Iar guvernul Filat sau alt guvern va trebui să plătească scump pentru lâncezeala și trăgănarea pe care au făcut-o acești 2 ani. Domnule Mocanu, ați fost invitat în ultimul timp la Publica TV. Cum credeți va fi ales președintele? 2 întrebări. Probabil că m-a întrebat cineva care privește acest post de știri. Haideți să vă spun foarte scurt ce relație am avut eu cu acest post de televiziune care a intrat cu atâta pompă în Republica Moldova și a spus Moldova ai televiziune. Acest post de televiziune a fost acea televiziune care a cerut înainte ca eu să pornesc această luptă, a cerut un interviu exclusiv. Ei au dorit atunci, pentru că eu spusesem într-o emisiune la Publica TV, am spus că eu în scurt timp voi face o declarație destul de dură împotriva unui om de afaceri din Republica Moldova. Pe atunci Plahotniuc nu era cunoscut. Publica TV nu știa despre cine voi vorbi eu.
Publica TV s-au adresat și m-au rugat să le fac un interviu exclusiv, să nu mai dau acea declarație altor televiziuni decât lor, pentru că ei sunt o televiziune de știri și tot așa. Eu am făcut acest lucru. Ei au venit în biroul meu, au filmat declarația pe care am făcut-o eu atunci împotriva lui Plahotniuc. S-au speriat, au zis, da, dar noi am crezut că dumneavoastră această declarație vreți să o faceți împotriva lui Vecislav Platon. Un alt mafioz, nu-l cunosc, mai puțin îl cunosc, este mai puțin important decât Filat, deși și el a finanțat campania lui Urecheanu, are și el atacuri Raider și tot așa, dar la moment nu m-a interesat tipul respectiv, probabil și din motivul că el a plecat din politică, iar Plahotniuc urma să vină, știam că vine un mare pericol. Ca pe urmă, Publica TV să-i văd în studioul lui să-i văd în biroul lui Plahotniuc, să-i văd cum Boțan și cu Natalia Morar lingușitor îl întreabă ce cărți a citit și tot așa. Pe urmă, evoluția cu Publica TV a fost în așa fel încât la o emisiune televizată după ce ei au făcut o provocare cu un filmuleț în care echipurile un aliat de atunci al meu Uțic, chipurile își vindea partidul, eu n-aveam nicio treabă cu chestia asta. Boțan a început să dea ochii peste cap, domnule, ce, uitați-vă ce act de corupție, adică diversiuni peste diversiuni, până la urmă am ajuns să fiu poftit să plec din studioul acelei televiziuni și eu nu mai am acces la acest post de televiziune și de altfel nici nu regret, pentru ce se întâmplă acolo încă o să vedeți ce surpriză o să aveți, cine finanțează și cine mai stă acum alături de Filat în spatele lor. Noi o să ajungem să vorbim și despre aceste posturi infailibile din Republica Moldova. Mă întreabă cineva dacă, cum cred eu, dacă va fi ales președintele Republicii Moldova sau nu. Președintele Republicii Moldova nu va fi ales, pentru că acest lucru nu mai dorește nimeni dintre actualii lideri ai Alianței pentru Integrare Europeană. Nu mai doresc din simplu motiv pentru că sferele de influență între Plahotniuc și Filat au fost împărțite. Ei sunt deja foarte aproape să încheie un pact între ei doi, pentru că ei au înțeles că lupta dintre ei doi le aduce dezavantaje și unul și altuia. Eu vă amintesc cum a spus Filat într-o emisiune publică, într-o declarație publică, că el nu se va mai întâlni niciodată, cel puțin cu unul din Partidul Democrat, vizându-l direct pe Plahotniuc. Ca peste 3 zile să-l vedem Plahotniuc ieșind de la o întâlnire pe care au avut-o ei în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Eu vă sfătui pe toți dumneavoastră, cei care mai credeți în Filat, să nu-l mai credeți. Să nu credeți pentru că acest om și alții alături de el nu au venit cu scopurile, nu sunt în viața publică cu scopurile pe care le declară. Oricât de mult ar încerca ei să demonstreze acest lucru. Ce părere aveți despre Igor Smirnov? Vă rog o analiză, dacă se poate, la evenimentele recente privind Transnistria. E foarte mult discutat. Eu am să vă spun foarte scurt. Apropo, cred că noi deja am depășit timpul de o oră. Cât timp avem la dispoziție? Mai avem încă 20 de minute? Foarte bine. Atunci mai avem timp. Transnistria. Noastră ați văzut cum arată chestia asta cu Igor Smirnov. Dacă poate cineva să-mi explice de ce s-a întâlnit Filat cu el, eu sunt de acord să stau de vorbă și să încerc să înțeleg orice argument. De ce a trebuit Filat acum să întâlnească cu Smirnov? Ce arde acum? Ce cu graba asta? Cine îl grăbea pe Filat să duc să-i dea girul acest Smirnov? Deși vreau să vă spun că mare lucru nu o să se întâmple în Transnistria, chiar dacă Smirnov o să pierdă alegerile, deși e problematic chestia asta. Dar mare lucru nu are cum să se întâmple acolo, că e Smirnov, că e altul, dar oricum eu nu prea înțeleg de ce să te duci după ce ăsta a fost declarat de mai multe ori criminal. Bine, eu înțeleg dorința lui Filat, pragmatic, ca lucrurile în țara asta să meargă altfel. Poate el visează în contomacie să fie erou ca și Lucinski, care a semnat o declarație prin care s-a spus stat comun. Poate ăsta a găsit și el vreo găselniță de l-a sfătuit Lucinski cum să facă lucrul ăsta. Eu nu știu. Dar eu știu un singur lucru. Eu știu că Transnistria și negocierile în jurul Transnistriei nu au cum să avanseze, în special cu această clasă politică și cu cei care nu știu ce au de făcut și nu au scopuri clare. Eu am spus-o și vă repet încă o dată. Eu ca și cetățean al Republicii Moldova, eu ca și om care am depus, acum nu mă refer la activitatea mea politică, mă refer la oamenii care sunt pe lângă mine, care au plătit și la mine și la oamenii care sunt pe lângă mine, care au plătit 20 de ani cu
cu chinuri, mă refer la cei care au fost implicați politic sau la cei care țin la țara asta. Acești oameni în decurs de 20 de ani, nici nu mă refer măcar la faptul că eu sunt unul din luptătorii din Transnistria și multe altele. Eu mă refer doar la faptul că sacrificiile pe care le-am făcut noi, ca această țară să semene cât de cât cu Uniunea Europeană, eforturile care s-au făcut aici, eu nu sunt gata să plătesc prețul reîntregirii acestei țări cu neintegrarea europeană. Și nu știu dacă sunt oameni gata să facă acest lucru. Ori, chiar un comentator rus foarte, foarte bun, de altfel, a pus o întrebare foarte bună, a spus, dar voi moldoveni, în general, știți ce vreți în general? Voi credeți că dacă Transnistria devine parte a Republicii Moldova, voi veți fi mai aproape de Europa sau veți fi mai aproape de Rusia? Ia să vă gândiți la această întrebare. Hai să ne gândim cu toții. Ce se va întâmpla dacă Transnistria, așa cum o vor ăștia și cum, dar noi nu vom da, dar noi nu vom ceda? Eu am propus altă dată și eu sper că această opinie a mea va deveni și unul dintre elementele de program a Mișcării Populare Antimafie, deși încă nu este. Asta a fost un alt proiect politic. Și eu sper că voi reuși să convinc colegii mei că Transnistria trebuie să rămână și poate să rămână separat de Republica Moldova, iar noi să ne căutăm de integrare europeană urmând ca să recuperăm acest teritoriu atunci când noi vom deveni o țară de succes. Nu acum când ăștia își bat joc în halul ăsta de țara asta. Cine să vrea să trăiască în țara asta din Transnistria dacă cetățenii care trăiesc aici fug din mizeria asta? Cine să vrea? Admitem cazul că în primăvară vor fi alegeri anticipate. Aveți persoane care ar putea ceva, care ar prelua ceva posturi în guvern? Da. Da. O să vă răspund neapărat, chiar acum o să vă răspund. Și am să vă spun că Mișcarea Populară Antimafie își construiește politica un pic pe alte principii decât o fac aceste partide. Oamenii pe care o să-i vedeți pe listele noastre, pe o listă electorală, acești oameni nu vor aspira la funcții în guvern. Noi, la ora actuală, avem liste pe care le facem. Oamenii nici nu știu că noi urmărim după ei și acești oameni pe care noi știm că sunt manageri buni în băncile din Republica Moldova, într-o mulțime de bănci în Republica Moldova, în instituții, în companii străine care funcționează, care au investiții în Republica Moldova. Există foarte mulți cetățeni din țara asta care sunt buni pentru a guverna. Un partid politic nu trebuie să vină și împartă posturile așa cum împarte țăranul mămăliga pe masă. Un partid trebuie să vină și să dea acoperire politică pentru un program politic pe care și l-a asumat. Și cei care vin în guvern nu trebuie să fie în condițiile noastre oamenii care vin să dea această acoperire politică. Noastră ați văzut, aceste partide au făcut cum nu se putea mai rău. Noi am câștigat, noi acum o să ne luăm cât mai multă putere, noi o să împărțim această putere între noi și noi o să... Nu așa trebuie făcută puterea politică. De aia eu am încercat în țara asta să vă spun, nu trebuie colectivizate, nu trebuie să ne uităm la partidele ca la colhozuri și nu trebuie să facem din partide colhozuri și nici hore moldovenești. Partidul politic trebuie să fie partid politic și să dea acoperire politică pentru programul pe care și-l asumă. Iar în funcții executive, în această perioadă de timp, trebuie să aducem manageri buni, trebuie să aducem oameni de peste hotare care să facă lucrul ăsta în guvern. Noastră, uitați-vă, urmăriți ce se întâmplă în administrație de stat din Republica Moldova după ce au venit ăștia care demonstrează incapacitate naturală de a guverna statul. Dumneavoastră, încercați și vedeți, o să vedeți dacă s-ar apuca cineva să urmărească conturile de pe internet, o să vedeți că majoritatea funcționarilor de stat astăzi în timpul orelor de lucru stau pe chat-uri. Stau în Facebook și în nacnastichitoși.ru. Îl vedeam într-o zi pe un consilier a prim-ministrului care stătea și băga pe chat-uri opinii de-a lui în toiul zilei de lucru. Dumneavoastră, vă dați seama ce se face în țara asta acum? Și ăștia să ne spună nouă că sunt eficienți, ăștia să ne spună nouă că ei pragmatic conduc Republica Moldova când în administrația de stat bate vântul și-i haos peste tot. Pentru că ei sunt acoperiți de partide politice, pentru că lor le-a dat acoperire politică partidul și partidul nu-i schimbă niciodată de acolo.
Forță politică nu înseamnă horă moldovenească. Forță politică nu înseamnă colhoz. Forță politică poate o demonstreze și un singur om, o echipă. Eu vă asigur că echipa pe care o am eu acum și pe care o construiesc eu are forță politică mai mare decât toate colhozurile lor. Este adevărat că noi nu avem încă voturi suficiente să accedem în Parlament. Iar atunci când o să accedem, o să vedeți cât se poate de făcut cu o echipă mică de oameni care știe foarte exact ce are de făcut. Cu o echipă de oameni care vine să nu fure, să nu se apuce de furat bunurile statului și de dat acoperire politică crimelor în statul ăsta. O să vedeți ce înseamnă atunci forță politică. Forță, dacă dumneavoastră ați observat, eu, haideți să vă spun altfel un pic. Noi acum avem oameni de foarte bună calitate care vin în Mișcarea Populară Antimafie și care o să apară discret în echipa noastră și o să-i vedeți alături de noi, fără să facem campanii așa cum făcea, iarăși vă spun că astea sunt personajele, Filat, cum făcea, domnule, în partidul nostru au mai venit cu tare, Și s-au ales din echipa lui Filat. Filat au avut echipă, are Filat echipă. Țineți minte câtă pompă l-a adus pe juristul Nagacevski, care acum este un cuvânt, am vrut să-l spun în sens de instrument. Este instrumentul lui Plahotniuc în ceea ce ține de manipularea justiției de către Plahotniuc. Unde sunt alții din echipa lui Filat care au fost nevoiți să plece din cauza aroganței lui Filat? Păi, știți de ce eu mă refer acum mai mult la Filat, că m-a întrebat lumea? Domnul Mocanu, dar parcă nu l-ați atacat atât de mult altădată pe Filat. Și le-am explicat și vă spun și dumneavoastră. Atunci când am pornit o luptă împotriva lui Plahotniuc, Plahotniuc era cârtița de la Întuneric. Eu n-am făcut nimic altceva decât această cârtiță care manipula atunci instituții de stat. Le conducea, lipsea oameni de proprietate, se îmbogățea această cârtiță de la Întuneric, trebuia scoasă la lumină. Pentru că acolo, la Întuneric, era mult mai eficient pentru afacerile lui. Dacă îl observați, acum, chiar fiind în prezidiu Parlamentului, încearcă, încetișor, a înțeles că îi fuge terenul sub picioare, încearcă Plahotniuc să se ducă iarăși la Întuneric și de acolo să-și facă crimele pe care le-a săvârșit până acum. Păi uitați, eu l-am atacat mai mult Plahotniuc atunci pentru că Filat deja era o cârță la lumină. Era scos, a ieșit singur la lumină altă dată. Acum trebuie să-i plasez alături, pentru că se datorează ambelor situația de criminogenă din vârful puterii din Republica Moldova la ora actuală. Și încă o să vedeți, încă o să treacă ceva timp, cei care l-a adulați acum pe acest Filat, o să treacă încă puțin timp și o să vă convingeți că adevărata problemă la ora actuală este anume el. Noi nu putem să nu... Deci noi am spus întotdeauna lucrul ăsta. A fost poate mai puțin evidențiat altă dată, pentru că noi atunci, la început, riscam și cu sănătatea și cu viețile noastre și o facem și până acum. Iarăși nu mă victimizez, dar trebuie să vă spun aceste lucruri. Apropo de ceea ce vă spuneam, echipe la guvernare și așa mai departe, noi să vă demonstrăm că cu echipe mici se poate de făcut foarte mult. Și acel act de nesupunere civică pe care l-a făcut Victor Țopa, plecând de aici și punându-se la adăpostul în custodie unor țări străine, este încurajat de noi. Este încurajat de mine, pentru că eu altădată nu le-am permis să fac același lucru cu apropiații mei. Și am întâlnit critica acestora care au spus, păi ce face Mocanu? Este lege în țara asta, există justiție în țara asta. Am văzut cu toții ce justiție este acum, iar oamenii care atunci urmau să stea la pușcării și-ar fi pierdut sănătatea. Nesupunere civică unei clase politice criminale din țara asta. Cum credeți, care sunt intențiile lui Dodon? Părăsind pe CRM-ul. Dodon este încă un Filat venit în spațiu public. Deci, dacă l-ați observat, Dodon, ca și expresie, ca și modul de a rotunji cuvintele, ca și mod de a încerca să fie rezonabil, este un alt fel de Filat. Deci, pentru că asemenea oameni, probabil că așa văd ei sau așa oameni la ora actuală sunt ceruți de către actuala clasă politică, nu știu de oameni. Vreau să vă spun că Dodon, așa o scurtă istorie a lui Dodon. Dodon a fost executantul
în cazurile de privatizări ilicite pe care le-a făcut Plahotniuc. Atunci când Voronin a decis să construiască în Republica Moldova un fel de stat oligarhic, un fel de oligarhii care ar fi munse de stat și de către familia lui, desigur. Atunci el l-a găsit Plahotniuc, care era foarte perspicaci, care a început să preia întreprinderi de stat, care a început să preia afaceri în Republica Moldova. Atunci Dodon era ministrul economiei și executa ordinul lui Voronin de transmitere către Plahotniuc a unei proprietăți considerabile a statului, dar și în tot ceea ce făcea Plahotniuc de preluare a business-ului altor cetățeni ai Republicii Moldova. Dodon a avut beneficiile lui din acea afacere de atunci a lui Plahotniuc. Dar Dodon s-a dovedit a fi un om foarte orgolios, a încercat acum să iasă pe cont propriu. Este pe cont propriu. Eu nu știu cât de reale sunt finanțările din Rusia, dar faptul că Rusia îi convine un asemenea politician, sunt sigur, la fel cum îi convine un politician ca Filat. Asemenea soi de oameni sunt manipulabili, ei se încadrează în portretul robot sau profilul psihologic exact pe care rușii îl cunosc și acești oameni sunt foarte ușor de manipulat și nu ai multe probleme cu ei. Eu am să revin odată la subiectul ăsta să vă vorbesc despre profilul psihologic a unor asemenea oameni. Viorel și Victor Țopa, de unde și-au făcut averi și acțiuni în bănci de succes din Republica Moldova? Nu știu. Eu nu cunosc foarte bine activitatea de businessmen a lui Victor și Viorel Țopa. Eu știu doar atât că Viorel Țopa nu este un businessman propriu zis. Viorel Țopa este un manager în afaceri, un foarte bun manager din afaceri, prețuit altădată pentru faptul că a fost foarte eficient la Banca de Economii. Eu am fost cel care l-am convins pe Viorel Țopa să vină alături de mine și să fie chiar unul dintre liderii mișcării populare antimafie. Ori el nu era gata să facă acest lucru. Eu știu că Victor Țopa nu a încercat niciodată să preia. Eu nu știu câți bani are Victor Țopa, dar indiferent câți bani ar avea, eu știu sigur că Victor Țopa n-a încercat niciodată să-și cumpere instituții de stat în Republica Moldova. Dacă ați fost foarte atenți ce am făcut eu împotriva lui Plahotniuc, eu l-am atacat Plahotniuc și am spus că Plahotniuc, de fapt, a fost unul dintre puținii care a îndrăznit în Republica Moldova să-și cumpere instituții de stat. El este primul care are un procuror al lui în Republica Moldova, proprietate privată. Și eu nu exagerez. Multora poate le pare că exagerez, pentru că oamenii nu sunt gata să înghită adevărul gol atunci când îl spui. Dar o să treacă timp și o să vă convingeți că Plahotniuc și-a cumpărat și-a pus în proprietate privată procurorul general, șef de direcție de la poliție și l-a făcut proprietate privată pe chetrarul de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție. Eu la asta m-am referit atunci când am spus. Iar Victor Țopa și Viorel Țopa au fost doi martori foarte importanți în procesul public pe care l-am pornit eu împotriva lui Plahotniuc. Și Victor și Viorel Țopa sunt astăzi, până acum, alături, în condiții foarte grele de mișcarea populară antimafie și în discuțiile noastre au fost oamenii care s-au angajat să lupte cu dăruire ca țara asta să arate altfel. În rest, cum oamenii bogați din Republica Moldova și-au acumulat averi, este o temă aparte pe care noi o să o discutăm în mod sigur, în cadrul unei emisiuni aici în studioul nostru de la antimafie.md. Inclusiv vom discuta și modul în care trebuie să fie relațiile dintr-un stat, așa cum trebuie să fie el european, între cei bogați, între cei săraci, ce trebuie să facă oamenii bogați, cum trebuie să se comporte oamenii bogați. Noastră, nu vedeți că politicienii și oamenii bogați din țara asta nu fac nimic altceva decât să-și afișeze în cinic și în ciuda tuturor oamenilor săraci să-și afișeze averile lor și luxul lor pe la tusoci mondene. Uitați-vă că acum se apropie anul nou, să vedeți cât glamur e în țara asta între politicieni și între oamenii de afaceri, cum merg ei la aceste întâlniri mondene.
cum merg ei în aceste saloane glamuroase să-și arăte cât de important sunt ei. Eu o spun în contextul care m-ați întrebat de Viorel și Victor Țopa. Pentru că acești oameni au înțeles să fie alături de Mișcarea Populară Antimafie și să contribuie modest, așa cum pot, la dezrădăcinarea mafiei din țara asta. Nu știu dacă mai avem întrebări. Probabil că mai sunt întrebări. Eu nici măcar nu știu, stimați privitori, nu știu cum a ieșit această emisiune. Vreau să vă spun că am fost suficient de emoționat, chiar dacă am o experiență lungă de comunicare publică, pentru că pentru prima dată noi avem un studio propriu și încă nu avem bine puse la punct toate lucrurile tehnice care deocamdată ne stingheresc și ne fac să fim poate și eu stângați și poate și incoerent pe alocuri în discursul meu public. Dar încet, încet noi vom acumula experiență în ceea ce ține de funcționarea unui studio de televiziune ca discuțiile noastre să fie mai facile. Vom face chiar emisiuni interactive. Eu sunt sigur că vom depăși această chestiune tehnică și atunci vom avea posibilitate pe îndelete să discutăm. Și eu sunt sigur că atunci când vom ajunge să discutăm interactiv și foarte sincer, eu sunt sigur, eu cred cu tărie în asta, că Republica Moldova are o șansă să înceapă să-și construiască un alt fel de clasă politică. Credeți-mă pe cuvânt, eu îi știu pe fiecare, știu foarte exact cum a fost creată această clasă politică. Noi putem discuta și la acest subiect. Iar țara asta are o șansă și această șansă vine prin oameni curajoși, prin oameni care au demonstrat până acum că rostul aflării lor în politică este chiar politica și nu business-ul. Eu am să sfârșesc această primă emisiune, poate am personalizat-o mai mult, dar eu construiesc pe acest mesaj pe care îl rostesc eu în spațiu public, construiesc o întreagă mișcare. Eu încerc să fac un curent de opinii și cei care aud cuvântul meu, cei care îl aud, pentru că foarte mulți mă ascultă, dar nu întotdeauna îl aud, din avarii motive. Și eu înțeleg, nu sunt gata să primească un adevăr gol-goluț. Sunt îngreuiați de povara atașamentului față de alți lideri politici. Nu vor să se dezică de comoditatea aflării într-o echipă, așa cum o cred ei, colhozuri sau numiți-le cum vreți și tot așa. Încetșor o să depășiți și dumneavoastră această fază, atunci când o să înțelegeți că v-au folosit numai pentru binele lor. Eu am spus-o de la bun început că eu înțeleg foarte bine de ce am atras ura celor pe care îi atac eu. Nu înțeleg de ce adeseori se comportă ca și cei care sunt vizați de mine, cei care n-au de câștigat nimic de la șefii pe care îi adulează ei acum. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, am început să construim încetșor o altfel de abordare a politicii. Eu, Sergiu Mocanu, vă spun astăzi la revedere din studioul improvizat din biroul meu de lucru, de aici, de la Mișcarea Populară Antimafie, și vă aștept la alte emisiuni. Vă rog foarte mult, dacă credeți că avem despre ce vorbi, dacă avem ce comunica, să le spuneți și altor prieteni de-ai dumneavoastră să fie la 8.30, la 20.30, în fiecare miercuri, aici, alături de noi, și o să vedeți că țara asta se poate schimba la față prin cuvântul adevărului. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere!